Discutăm astăzi despre interceptările unor persoane publice apărute în spațiul media, precum și apariția diferitor secvențe video cu anumiți politicieni din ultima perioadă. Și ceea ce ne propunem acum e să analizăm cât de corect, jurnalistic, dar și legal este ca presa să facă materiale la aceste subiecte, ținând cont că s-a făcut rost atât de interceptări cât de secvențele video într-un mod mai puțin legal. În asemenea situații, ce prevalează? Dreptul la informare a cetățenilor sau dreptul la viață privată a persoanelor publice? Dezbatem acest subiect cu doamna Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, și domnul Dumitru Ambroci, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Bună ziua! Bună. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Doamna Cozonac, prima întrebare o să vă adresez dumneavoastră. Când o conversație privată sau niște imagini private ale unei persoane publice, în cazul nostru, pot constitui probe sau surse pentru materiale jurnalistice. Pentru că, de exemplu, se întâmplă așa situații când CNA-ul interceptează anumite persoane sau filmează cu camera ascunsă și ulterior acele probe sunt oferite presei drept sursă pentru informarea publicului larg. Însă avem și alte situații, când persoane anonime lansează asemenea secvențe video sau audio în spațiu public și noi știm că deseori se întâmplă acest lucru pentru nu atât informarea publicului, cât mai degrabă fie șantajarea, fie denigrarea a persoanei vizate. Cât de corect jurnalistic este să se facă materiale la aceste subiecte? Toate informațiile care țin de interesul public sau prezintă interes public au dreptul să fie utilizate de jurnaliști. Este altceva dacă jurnalistul reușește să verifice veridicitatea acestor informații, respectiv interceptări, sau cel puțin să-și pună anumite întrebări cine și cu ce scop le-a lansat în spațiu public, pentru că în ultimii ani vedem mai multe interceptări scurse în presă, cu interes, pentru că există niște dosare de rezonanță sau cauze pe rol în organele de drept, dosare penale, cauze în instanțele de judecată, și atunci anumite părți sunt interesate pentru a scoate anumite informații. Dacă informația este de interes public, vizează cazuri importante pentru public, inclusiv furtul bancar legat de ultima interceptare care a fost scoasă în presă, sigur că ele au dreptul la viață. Este corect ca jurnaliștii să utilizeze sursele, să menționeze sursele de unde vin, să menționeze detalii despre aceste interceptări. E deja de datoria celor din organele de drept să-și protejeze sursele. Pentru că jurnalistul, dacă a intrat în posesia unei informații, el este în drept să o facă publică. Cu referirile de rigoare la surse, la veridicitate, în ultimul timp există și pericole ca anumite interceptări să fie trucate, să fie date într-un anumit mod pentru a influența pe cineva sau a face presiuni și presa ar trebui să trateze cu diligență aceste informații, să nu le dea pe bune din start. Noi am avut situații în care am primit anumite informații de la anumite persoane și care ulterior s-au dovedit a fi neadevărate sau încă mai punem la îndoială veridicitatea acelor informații. Deci jurnalistul trebuie să fie extrem de corect și să verifice sursele, să menționeze sursele pentru a nu afecta drepturile altor persoane, persoanelor care sunt vizate în aceste interceptări, de exemplu. Domnule Ambroci, aceeași întrebare, dar aș dori să ne axăm nu atât pe aspectul deontologic, ci mai mult pe aspectul legal. Cât de legal este ca un jurnalist să facă uz de asemenea secvențe video sau audio în care este, poate, într-un fel, lezat dreptul la viață privată a unei persoane publice? Aș vrea să încep cu faptul că legea nu prevede vreun impediment al jurnalistului de a folosi interceptări. Și mai ales atunci când acesta le face singur. Deci jurnalistul are dreptul să folosească interceptări în activitatea sa. Mai complicat însă este atunci când jurnalistul primește aceste interceptări sau alte informații din alte surse. Din păcate, legea noastră nu prevede cum jurnalistul ar trebui să acționeze mai departe. Să publice aceste informații parvenite din surse ilegale sau nu? Răspunsul meu ar fi că da, atunci când există interes public, jurnalistul trebuie să le publice aceste informații, chiar și dacă sunt în detrimentul vieții private. Am să fac referire la o cauză notorie a curții
supreme din SUA, un precedent foarte notor, anume cauza Bartnitsky împotriva lui Voper. În acea cauză, curtea, de fapt, a spus, atâta timp cât jurnaliștii nu sunt implicați direct în acumularea acestor informații din surse ilegale, atâta timp ei le pot utiliza și le pot publica. Doar că aceasta n-ar trebui să servească ca un umbrelă mereu pentru jurnaliști. Și trebuie să se îndeplinească trei condiții, și anume interesul public să fie. O altă condiție este buna credință a jurnalistului. Buna credință înseamnă că jurnalistul nu trebuie să folosească aceste informații în alte scopuri decât pentru a informa societatea, cum ar fi scopuri de denigrare, de exemplu. Și o a treia condiție este să țină cont de normele deontologice, să analizeze această informație, să o prelucreze, dar în același timp, având grijă să nu o denatureze și ulterior să o facă publică. Ori, cu alte cuvinte, cred că rolul jurnalistului nu trebuie să fie doar de o punte între sursă, sursa primară și public. Așa, și acum o întrebare la care v-aș ruga să-mi răspundeți ambii. Care până la urmă este acea limită între dreptul la informare al jurnaliștilor și al cetățenilor deopotrivă și respectiv dreptul la viață privată? Unde este acea linie de demarcație? Unde noi știm că este corect sau deja nu mai este corect? În cazul funcționarilor publici, demnitarilor, politicienilor care sunt persoane publice, limita protecției vieții personale este mult mai mică decât în cazul unui cetățean. Respectiv, interesul public și interesul jurnalistului pentru activitatea și chiar viața privată a unui politician este mare și este îndreptățit atunci când există anumite detalii care sunt importante pentru interesul public din viața privată a unei persoane publice. De exemplu, atunci când, dacă, de exemplu, un politician își bate soția acasă sau copiii sau, și jurnalistul intră în posesia unor informații de acest gen, ele au drept să fie folosite pentru că vizează un comportament neadecvat unui politician public, chiar dacă ține de familie. În rest, mare parte, toată informația care ține de copii, de familie, de domiciliu persoanei publice, sunt cu caracter mai limitat, chiar aș zice că cad sub incidența protecției datelor personale și aici jurnaliștii ar trebui să fie foarte atenți, mai ales când este vorba de copii. Jurnalistul este acela care trebuie să determine limita până unde poate merge, pentru că legislația nu este foarte clară și poate colegul o să mă completeze în acest sens, dar dacă faci materialul cu bună credință, sigur că trebuie să te îngrijești și de dreptul persoanelor care pot fi afectate de materialul tău. Limita este destul de șubridă, nu putem să zicem până aici. Deci jurnalistul este cel care trebuie să înțeleagă până unde poate merge și să fie conștient că el servește interesului public, dar trebuie să țină cont și de drepturile altor persoane și nu putem încalca drepturile anumitor persoane. Da, într-adevăr, această limită este foarte, foarte greu de definit. Asta a spus-o și Curtea Europeană, chiar în cauza notorie von Hanover împotriva Germaniei. Tot în acea cauză, de fapt, Curtea Europeană a spus că datorită rolului pe care îl joacă persoanele publice în viața publică și în sarcina lor de administrare a puterii publice, este și firesc ca acestea să se aștepte la o imixtiune mai mare, mai sporită în viața lor privată. Aceste standarde elaborate de către curte le regăsim și în legea noastră cu privire la libertatea de exprimare. Ca o concluzie, putem spune că persoanele publice trebuie mereu să se aștepte că viața lor privată va fi invadată. În același timp, într-adevăr, jurnalistul este cel care determină până unde ar trebui să invadeze această viață privată și dacă informațiile din viața lui privată servesc, de fapt, interesului public și nu este doar o simplă curiozitate pentru public. Toată informația, chiar și scurgele care ajung la jurnaliști de la cineva, ele au drept să fie utilizate, dar jurnalistul trebuie să fie cel care decide cum le utilizează, până unde merge, ce poate documenta, ce poate omite din informația respectivă. De fiecare dată trebuie să încerci să documenteze suplimentar informația care vine, deci să nu dea pe bune așa cum a fost adus de cineva. Și în acest context, ce ați menționat dumneavoastră, aș dori un pic să analizăm cazuri concrete care am avut în presă, cele mai așa răsunătoare. De exemplu,
Situația în care a apărut în spațiu public imagini cu domnul Filat într-o anumite ipostaze mai intime și cei care au publicat aceste imagini au făcut referință la faptul că domnul Filat ca politician și-a construit imaginea a unui om familist. Sau, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat cu fostul primar Dorin Chirtoacă, atunci când a făcut acea distracție în garajul primăriei. Pe de altă parte, au apărut imagini tot cu domnia sa deja într-un câmp cu colegii de la muncă. Și pe cât de, nu știu, îndreptățite au fost acele apariții în presă? Informațiile, înregistrările din viața intimă a persoanei chiar nu și-au loc în spațiu public, în mediile de informare, chiar dacă este un comportament nu tocmai adecvat atunci când e o relație extraconjugală. Celelalte legat de garajul primăriei, de deplasările peste hotare cu mașini de serviciu, sigur că ele și-au avut dreptul să fie mediatizate foarte mult, să fie utilizate de jurnaliști pentru că este un comportament neadecvat, pentru că, pe de altă parte, sunt resursele publice utilizate abuziv. Acest comportament trebuie condamnat și, respectiv, aceste materiale pot fi utilizate de jurnaliști. Conversația telefonică recentă între fostul deputat Veceslav Platon și fostul președinte a Curții Constituționale, deja pentru a doua oară fostul ministru al Justiției Alexandru Tănase, ele sunt de interes public? Pe cât de relevante au fost acestea pentru informarea cetățenilor? Și convorbirea respectivă, ea este de interes public pentru că ține, pe de o parte, de un caz extrem de grav, cum ar fi furtul miliardului din cele trei bănci. Pe de altă parte, Alexandru Tănase era într-o funcție publică și discutau cu o persoană care la acel moment deja era vizat în mai multe dosare penale, inclusiv în Republica Moldova și în Ucraina și, pare mi se, și în Rusia la acel moment, pentru că noi am avut mai multe investigații în care numele lui Platon figura încă cu mulți ani în urmă, deci era un personaj și este controversat. Respectiv, o persoană cu demnitate publică nu ar fi trebuit să discute atât de familiar cu această persoană. Altceva este deja cum a fost făcut și cine a scurs-o și dacă nu văd că s-ar fi încălcat anumite drepturi legate de viața personală, deși este o convorbire privată. Și conform legislației poate și-ar putea fi încadrată în niște limite, dar pentru că e vorba de o persoană publică, cu o funcție publică la acel moment și cu o funcție publică la momentul actual în care a fost mediatizată aceasta, deci a avut dreptul să fie utilizat public, pentru că este de interes public. Și voiam să vă întreb, domnul jurist, pe cât sunt îndreptățiți acei oameni cu funcții publice când apar în asemenea situații să dea în judecată mass media sau poate persoanele care au lansat aceste secvențe video sau audio în spațiu public? Dumnealor poate ar fi îndreptățiți să dea în judecată sursele mass media, totuși ei sunt persoane publice, aceste convorbiri sunt de interes public și legea prevede că atunci când convorbirile sunt de interes public și am văzut cu toții că vizează probleme de interes major în societate, cum ar fi furtul miliardului, atunci interesul public prevalează față de viața privată. Totodată, poate dumnealor ar invoca oarecare pătare a reputației. Totuși, această regulă nu se referă asupra jurnalistului. Cu alte cuvinte, legea prevede chiar că atunci când sunt răspândite astfel de informații de către jurnaliști, informații care sunt de interes public, acestea nu trebuie privite ca fiind o pătare a reputației acelei persoane. Convorbirea cu Tănas, tocmai cred că ar trebui mult mai bine mediatizată, din mai multe perspective, pentru ca să informăm corect cetățeanul și el să înțeleagă de ce nu este bine ca un funcționar public de nivelul judecătorului la Curtea Constituțională să discute chiar și în privat cu un personaj controversat vizat în dosare penale. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare. Numai bine!